Salutare, numele sunt Cristi și bine m-am găsit la o chestie mai specială. Astăzi jucăm un joc sugerat de unii dintre voi, pentru că probabil toți îl știți. Se numește Slither.io și o să vedem, o să descoperim ce trebuie să faci în acest joc. E un fel de Agario, doar că aici nu contează cât de mare ești, pentru că poți să mori și doar dacă ești neatent. O să vedeți cum omori alți oameni. Okay. Ne-am pui. Ok. Deci suntem un vierme. Sau suntem șerpi? E șerpi ăla din leaderboard, are 45.000. Și tu ai 36. Multă, bă. Bă, începem ușor, dacă prindem îl rupem. Uite, mă moară acolo. Deci aparent dacă intri în fața lui ăsta, îi tai fața, poți să poți să moară imediat. Da, vei, dar se ferește. Deci puțin așa, când dai cu mouse-ul are un mic delay. Și e cam greu. Delay, are puțin sens, că doar nu poți să te învăți așa ca era mai bine. Și aparent dacă iei punctele acestea, crești. Dar crești mult mai repede când omori pe cineva. Du-te în centru, ai mapa. Și acolo o smuzi. Ai mapa, nici nu știa care mapa. Hai să-l tăiem pe ăsta. Du-te în centru. Holy shit! Yes! Deci aparent așa faci rost de puncte. Bați pe ăștia mai mari. Tine. Bă. Când ești blocat, intri în tine. Și le furi puncte. Ia uite, furi puncte. Pleacă-mă de aici. Uite, ia-le pe alea. Deja Cristi are 1000, frumos. Nice. Uite ce mare te-ai făcut. Deci în jocul acesta nu este exact ca Agario. Poți să te faci mare instant. Cum vrei tu. Să se prinde pe ăsta aici. Frumos. Ajungem în... Colatra, nu nimic. Un liter, ce zice, să rupem pe ăsta? Nu. Hai să încercăm. Cel mai mare, spun așa. Ăla cred că e în leaderboard, la cât de mare. A murit. Du-te. Holy shit. Câte puncte sunt aici? Ți-am zis că în centru sunt toate puncte. Ok, deci prima dată când am murit, am ajuns la 4500. Ba nu, asta nu e prima dată, e a doua oară. Prima oară am încercat să vedem cum e jocul. Ok. Acum iar ești. Jocul acesta îl controlezi doar din mouse. Dacă vrei să te joci ceva și nu știi ce, intri în ăsta. Să luăm pe HD. S-a făcut un fel de reclamă. Nu. Cred că ăla e și mai mare. Dar noi suntem undeva prin centru, de aia. Du-te și mai încerc. Stai că să ne facem noi mai mare. Ho. Mamă, vă dați seama să se spargă ăsta chiar acum. Nice. Asta a fost easy. Nu știu cât de mare. Pleacă, mă, deci. Double kill! Ce s-a întâmplat? Să pui de la DMG la edit. Ce s-a întâmplat? Triple kill! Vai de cap. Vai. Deci în mai puțin de 10 secunde am ajuns la 2100. Puteai să ai și mai mult, dar trebuie să ai grijă. Jocul ăsta e nebun. Când intri într-o bătaie de aia trebuie să fii șmecher. Antena 1? Andrea. Andrea. Nice. Ce frumosule. Să rupem pe ăsta. Fure repede că vin azi. Puto. Ești praf. Lasă că ne-a furat. Să fiu sincer, dai un kill și mori imediat. Nu, ce să facem? Îl spargem pe domnul Bleu? Mov. Da, trebuie să... Bleu. La sparge pe ăla. Uite, bă, ăsta l-a prins pe ăla. Ai văzut? Trebuie să faci cercuri așa. Bă, ia-ți skin-uri. Poți? Da, trebuie să dai share pe Facebook. Dai la prieteni. Nu vreau. Așa se face. Dă punctele aici la tata. Dar nu mai băga sprint în modul. Păi da, dacă ca să le iau, că vine unul. Și da, așa intri în toți și mori. Uite, deja într-un toți Cristi are 1400. Am 1500. E bine. Ați văzut cât de ușor e să mor pe ăla, mă? Ce-i acolo, alu, apă, toate. Mamă, uite-l pe ăsta. Ești pe mine? Da. No? Ce mi-ai zis, mă, tu mie? Vai de capul tău, ești prost rău. Bă, da, ești prost. E unul alb. Mamă, dacă acum moare, noi îi prindem coada. Mamă, ce era să moară? Era să se ducă în mine. Ce se întâmplă? Trebuie să mergem printre ei. Noi n-am ajuns în leaderboard, dar măcar ne-am distrat, am ajuns și noi undeva, chiar cred că pe la 5000 de puncte, nu sunt sigur. Sper că v-a plăcut acest episod, dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. Eu am fost Cristi și ne vedem data viitoare. Pa!